Din cauza pandemiei de coronavirus, milioane de oameni sunt nevoiți să rămână în casă, în izolare. Cu toate acestea, lucrurile nu stau chiar așa. În urma recomandării autorităților de a nu părăsi locuința decât în cazuri de necesitate, unii constanțeni profită de vremea frumoasă și ies la plimbare fără a realiza pericolul la care se expun. În momentul în care nu conștientizăm pericolul și nu conștientizăm de fapt ce înseamnă niște norme și niște reguli de conduită socială, atunci s-ar putea ca uneori interesele noastre personale, care nu sunt neapărat atât de importante, să primeze în fața unor probleme reale. Potrivit specialiștilor, oamenii ar trebui să înțeleagă termenul de solidaritate și faptul că nu se pun doar pe ei în pericol, ci întreaga comunitate. Trebuie să înțelegi ce înseamnă de fapt a fi solidar. Solidar nu înseamnă să arăt manifestări de egoism, să mă centrez pe niște interese mărunte. Solidar înseamnă să înțeleg ceea ce se întâmplă la nivel de comunitate și să acționez astfel încât să nu periclitez siguranța comunității mele. Se pare că nici amenziile nu-i mai sperie pe aceștia, cu toate că încă de la începutul lunii a intrat în vigoare un alt act normativ care prevede amenzi de 4 ori mai mari pentru românii care nu respectă restricțiile impuse prin ordonanțe militare. Sancțiunile pot ajunge la 20.000 de lei pentru persoanele fizice. La Constanța, în ultimile 24 de ore, au fost aplicate 485 de amenzi, în valoare de aproximativ 800.000 de lei.